Ceremonialul dedicat zilei armate române a început la Reghin la ora 12:30. În parcul central s-au reunit oficialități locale, pompieri reghineni, veterani și un public curios de manifestări. Un sobor de 14 preoți au deschis onorurile cu un tedeum. Au urmat depuneri de coroane la Monumentul Eroilor din parc. Profesoara de istorie Cornelia Mera a rememorat evenimentele de la 25 octombrie 1944, data eliberării totale a nord-vestului Transilvaniei de sub ocupație și administrație străină. Și primarul Noghi Ondraș a subliniat în câteva cuvinte importanța zilei. Peste veacuri veți fi slăviți, voi ofițeri și ostași care ați eliberat Ardealul. Pe cei care au căzut la datorie, îi vom preamări urmașii și numele lor va fi scris în cartea de aur a neamului. Eforturile militare și economice ale României, destinate luptei împotriva hitlerismului, au servit atât intereselor naționale ale poporului român, cât și cauze generale a comunității internaționale. Până la 28 august 1944, prin efortul trupelor staționate în zonă, capitala României a fost eliberată, cu prețul jertfei a peste 1400 de soldați și ofițeri. Cineva mi-a spus că nu se va sărbători ziua toate în municipiul Reghin, pentru că nu mai avem unitate militară, garnizon. Trebuie să știe toată lumea un lucru. În municipiul Reghin, întotdeauna se va sărbători ziua eroilor, care este a 40-a zi după Sfintele Sărbători Pascale și ziua Armatei Române, ziua de astăzi, 25 octombrie, întotdeauna, dacă este sau dacă nu este garnizonă sau unitate militară. Pentru că armata, ziua armatei, nu este sărbătorită numai de ostași, de militar sau de instituții care au regim militar. Este sărbătorită și de populația civilă. Asociația Veteranilor de Război din Reghin mai numără 671 de membri, din care 26 au fost în armata română, alți 121 în alte armate și 4 răniți de război. Pentru cei care au stat în bătaia armelor, a fost prilej de amintiri triste. Am mai multe decorații. Sunt decorat cu virtutea militară în 15 ianuarie 1942 în Crimea. Am fost decorat cu crucea serviciu credincios în spital la București. După prima rănire a venit doamna Maria Antonescu, soția mareșalului, și m-a decorat. Am avut o mulțime de decorat în timp de 4 ani de zile cât am participat. Am fost de 2 rănit. Eu am fost la front la Maghiar. Eu acolo am făcut armată cu 43, când a fost aici în Ungurii. A fost prizonier la american. El a prins și a fost la prizonier la Franța. La Târgu Mureș, manifestările l-au avut invitat și pe ministrul Apărării Naționale, Gabriel Oprea. Acesta a participat la ceremonia dedicată Zilei Armatei, dar și înființării Brigăzii Operații Speciale Mihai Viteazu din Târgu Mureș.